Sunt bogată! Eu am o întrebare pentru tine! Da, Semi, spune! De ce faci obiecte care mi-au banii? La ce te referi, Semi? Păi, odată banii mi-au fost mâncați fără jenă de Hulk! Da, țin minte pușculița aia verde și urlătoare! Altădată, banii mei au fost devorați de o creatură necunoscută! Banii tăi sunt delicioși, Semi! Da, de aia l-ai hrănit și pe un monstru înfricoșător cu ei! Da, dar mai știi ce bine ți-a protejat monedele? Și a trebuit să-mi dau monedele și unui porcușor din Lego! De ce oamenii își încredințează banii porcilor? Și mai ții minte cutia aia unde banii dispăreau de tot? Era magie! Măcar o dată! Hai să facem ceva care va scoate bani! Atâta trebuia să zici? Aha! Grăzav! Putem să facem un bancomat din carton! Tot ce face este să scoată bani! Așa mai merge! Bună, prieteni! Sam s-a săturat să-și înstrăineze banii, așa că acum vrea să-i primească doar apăsând un buton! Vom începe cu ceva simplu! Pac! Aveți grijă cu lipiciul cald, prieteni! Acum lipim o parte din corpul bancomatului! Hopa! Bancomatul nostru va fi unul mic, dar cu un mecanism foarte interesant! De ce? Hai să facem unul mare ca să scoatem mulți bani! Cantitatea de bani dinăuntru nu depinde de mărimea bancomatului, Semi! Atunci de ce? Păi, depinde de câți bani ai în contul tău bancar și folosești un card ca să-i scoți! Spoiler! O să ai nevoie de cardul în sine! Ok! Ai nevoie de ajutor? Normal, Semi! Uite! Fă un cilindru așa! Floare la ureche! Și cum apar banii în cont? În general, oamenii câștigă! Te pot ajuta eu să câștigi bani? Prieteni, dați un like ajutorului meu! Și înfășurăm grijuliu partea asta! Arată ca o înghețată! Cred că mi-e nițel foame! Apropo, cilindrul nostru e făcut din hârtie groasă obișnuită! Și dacă apăsați clopoțelul drăguț de acolo, veți fi primii care văd un clip nou! Sam! Sunt aici deja! Da-da-am! Asta e partea principală, aproape! Cilindrii vor ajuta bancnotele să apară din bancomat! Deci mai trebuie să lucrăm la ei! Vezi? Sfinte plăcinte! Ai grijă mare cu părțile astea! Da, da, Semi! E un DIY destul de complicat, dar nu ne temem de provocări! Mie, nițel teamă! Sunt cu tine, Semi! De aia nu trebuie să te temi! Vom folosi aceste două părți ca să fixăm mecanismul! Oh, Sam! Cât eu lipesc, ghicește care țară a fost prima care a folosit bani de hârtie! Tibidabo, cetățenii acestei țări sunt foarte deștepți și creativi! Ar fi putut fi Tibidabo! Nu sunt informații despre asta, dar, conform cronicilor oficiale, primii bani de hârtie au apărut în China! Sigur, tibidabienii au fost primii! Ca să fim siguri că bancomatul poate scoate bani ca prin magie, ne vom folosi motorul preferat! Bum! Și ești bogat ca Scrooge McDuck! Oh, da! Dar nu uita că ne trebuie un card ca să scoatem bani! Sylvie, trebuie să fie din plastic? Păi... din moment ce facem un bancomat din carton... Atunci cardul ar trebui să fie tot din carton! Mă ocup eu! Grăzav, Semi! Și eu voi continua cu mecanismul! Luăm două foi de hârtie! Fiecare dintre ele are o parte lipicioasă! Le lipim una de alta și obținem o bandă lungă! Și acum lipim banda de cilindri! Întâi se pune un capăt... Îl rulăm așa... Hopa! Și apoi lipim celălalt capăt! Cum o să apară banii în contul cardului meu de carton? O să fac un transfer bancar! Ah, tehnologia modernă e uimitoare! Semi a decis că trebuie să câștige niște bani! Oare cum vrea să-i cheltuiască? Siu, mi-am dat seama că pot să fiu electrician și să asamblez mecanismul! Cât o să primesc? Păi, cred că o să fie destul ca să cumperi niște dulciuri. Grozav! Mă duc să aduc fire, circuite și microchipuri. Oh, nu sunt microchipuri, Semi. Doar niște fire și o baterie. Da, da. Misiune serioasă, Sam serios. Ca de obicei.
Asta e fanta prin care bancomatul nostru va da banii. Oare ce fel de card a făcut Sam? Nu se grăbește să mi-l arate? Imaginați-vă asta, prieteni! În cartea recordurilor este un om care și-a făcut 1397 de carduri de credit la diferite bănci. Oare le folosește pe toate? Eu am inventat o schemă foarte cool de fire conectate! Sammy, firele nu sunt jucării, pot fi periculoase. Nu te poți juca așa cu electricitatea. Prieteni, să țineți și voi minte asta. Ideea mea a eșuat! M-am încălcit în fire! Deci, electricitatea e complicată și firele sunt prea lungi. Cred că tu te vei descurca mult mai bine cu ele. Da, cu firele astea pe cap arătai ca un monstruleț drăguț. Unul tare colorat, să ne ocupăm de ele pe rând. E mereu mai ușor dacă te miști mai încet. Propun să lipim totul și apoi să le conectăm. Ok, bine, le voi conecta eu. Deci, eu mă ocup de lipit? Da, cred că te descurci mult mai bine ca mine cu pistolul de lipit. Ce e asta? Pentru ce e cutia asta? Oh, nu e o cutie, o să băgăm cardul aici. Apropo, l-ai făcut? Siu, dacă mă grăbești, clar o să dăm greș. Ok, n-o fac, dăm becul ăla LED, te rog. Știu de ce ne trebuie! Dacă cineva vrea să jefuiască bancomatul, se va prinde și va anunța poliția! Nu, Sammy! E ca să știm dacă bancomatul este sau nu pornit! Mă gândeam eu! Poftim! Mersi! Dar ideea cu alarma e bună! Ăsta e tabloul de comandă principal! Zici că faci o navă spațială! Dacă e o navă spațială, ăsta e butonul nostru de lansare! Ura! Punem butonul la loc ca să lipim următoarea parte. Bancomat spațial. Oare ce fel de bani folosesc extraterestrii? Și cum se numesc? Cosmodolari? Sau eurogalactici? Crezi că au bani? Sunt sigur! Altfel cum cumpără dulciuri, haine, nave spațiale? Ha, se poate! Știi, Sammy, nu m-am gândit niciodată dacă sunt bani pe alte planete. Poate doar arată diferit. Evident! Pe planeta făcută din dulciuri, toți plătesc cu gogoși. Și nu uitați să vă abonați! Extraterestrii vor fi fericiți! Și la fel și noi! Corect, Sammy! Siu, Siu, rândul meu! Conectez eu firele! Te rog! Conectez și fixez! Bingo! Clar ai câștigat bani pentru dulciuri! Când băgăm cardul, impulsul ajunge la lampă prin fire și apoi la motor. Și motorul e pornit prin apăsarea butonului. Sam decupează și pictează celelalte părți ale structurii, iar eu voi băga bani în bancomat. E așa de inspirat de ideea de a câștiga bani! Nu-i voi spune de taxe deocamdată! Acum banii intră înăuntru! Gata! Dar tăceți din gură! Va fi un secret pentru Sam că banii sunt deja aici! O să fie surprins și foarte fericit! Siu! Ăsta-i cardul meu de aur de la toate băncile din lume! Ai grijă de el! Wow! Am înțeles! Cardul e grozav! Prieteni, dați un like dacă sunteți de acord! Hai să-l testăm! Băgăm cardul! Apăsăm butonul și banii ies pe aici! Gata! Tăiat și decorat! Cât am câștigat? Grozav! Destul pentru două porții de bomboane și o înghețată! Vreau mai mult! Ce mai pot face? Păi, eu voi termina cu părțile structurii și tu poți lipi restul! Sfinte plăcinte! E așa interesant! Să muncești și să fii plătit pentru asta! Bagă mare! Prieteni, voi dați un like! Cu grijă! Ușurel! Prieteni,
stolul de lipit e foarte fierbinte. Așa că aveți grijă cu instrumentul ăsta sau rugați un adult să vă ajute. Încă niște bucăți de carton și bancomatul nostru e gata. Cred că arată grozav! Sammy, verificăm câți bani ai câștigat? Unde ți-e cardul? Poftim! Pot cumpăra toate dulciurile din lume! Da, și poate o navă spațială! Încercăm să scoatem bani? Abia aștept! Primul meu salariu pentru un job de vis! S-a prins lumina! Deci bancomatul nostru e pregătit! Sammy, bagă-ți codul PIN! Știi că nu e voie să-l spui nimănui! Gata! Dăm banii, mașină minune! Apăsăm Enter și voilà! Poftim! Ura! Mai vreau! Floare la ureche! Poftim! Pac! Da, DIY-ul ăsta clar e cel mai util. Pa, pa, prieteni! Apăsați butonul de abonare și clopoțelul ca să nu ratați clipurile noi. Pa, pa! Hey, Roger! Roger! E timpul pentru un nou proiect! Ce ți s-a întâmplat? Oh, Sammy! Cred că am răcit! Oh, nu! De ce? Eu cu cine voi face un nou proiect? Stai puțin, Sammy! E posibil să am o soluție! Știu eu un tip! Salutare, amice! Avem nevoie de ajutorul tău! Ai putea veni la noi? Sigur că da! O să am nevoie! Aici erau! Și de asemenea, nu? Așa mai merge! Deci, pe cine-i sunat? Salutare, Mario! Amice, știam că pot conta pe tine! Nu vine să cred! Ciao, Sammy! Hai să mergem! Te ajut eu! Bună, prieteni! Bun venit în lumea lui Mario! Unde e partenerul meu? Dublu click! Sunt aici și eu sunt un personaj! Am reușit chiar să aduc prima piesă! Sunt așa entuziasmat! Wow! Uf! Sam, nu plănuiai cumva să te îmbraci ca Luigi? Ups! Vom schimba asta în timpul editării video! E cel mai bine ca tu să rămâi în pielea personajului! Vom avea o super cursă astăzi, prieteni! Așa este! Așa că urmăriți-ne cu atenție! Da! Puterea ciupercilor lui Mario în acțiune! Vrei să știi secretul care te poate ajuta să câștigi cursa? Avem nevoie de un joystick cool pentru a putea atinge cea mai mare viteză! Wow! Ai grijă! E prima mea cursă! Unde este frâna aici? Volanul tău are nevoie de o mică îmbunătățire! Hai să lipim aceste două piese din carton împreună, astfel! Vrum, vrum! Hei, faceți loc! Câștigătorul e pe pistă! Și am terminat cu ăsta? Nu crezi că volanul are nevoie de mai multe îmbunătățiri? Ei bine, desigur! Aia! Glumeam!
Lucrat, îngrijit, prieteni! Yay! Am ajutat! Acum e momentul să unim aceste două piese deja terminate. Mersi, Sam! Uite așa! Grozav! Putem spune că am terminat cu volanul! Bip, bip! Mario, suntem gata? Am început să mă antrenez pe mașini mici de curse! Hei, spune ceva! Nu am suficientă viteză aici! Deci ce ar trebui să facem? Nu putem câștiga nicio cursă dacă nu putem accelera! Nu-ți face griji! Avem tot ce ne trebuie! Ei bine, hai să vedem ce este aici! Oh, da! Exact ce avem nevoie! Op! Și așa! Dar cum ar trebui să... Deci, cum ne-am descurcat? Wow! Prieteni, partea cea mai interesantă abia acum urmează! Nu uitați să vă abonați și să ne dați un like! Uite așa! Wow! Deci un alt joystick va fi ascuns în pedală? Cool! Stai să grăbesc puțin lucrurile! Încă o dată! Sfântă mozzarella! Parcă e un blocaj al vitezei sau ceva! Ce să facem? Cred că trebuie doar să mai lucrăm puțin! Wow! Ce piesă am obținut! Trebuie doar să mai prelucrăm puțin! Și iată ce am obținut! Astfel, trebuie să împingem bine! E uriașă din orice unghi, te-ai uita! Cred că Mario se descurcă fără mine! Haide, Sam! Cursa începe curând! Ți s-a făcut frică? Pardon, slime-urile sunt cele mai curajoase creaturi conform Wikipedia Slime! Sigur! Hop! Uș! Și suntem foarte puternici, vezi? Sunt chiar mai puternic decât însuși Mario! Atunci nu vom avea nevoie de bonusuri în timpul cursei! Suntem oricum în avantaj! Dar asta nu înseamnă că nu am nevoie de ajutor! Este greu, Mario! Așa mai merge! Sfinte plăcinte! Conducem! Unde mergem? Care este cea mai mare viteză posibilă? Nu știu încă, dar e așa cool! Nu ți-ai dat seama că pista de cursă e invizibilă? Terenul de antrenament e gol! Ai dreptate! Atunci ar trebui să trecem la următoarea etapă a proiectului! Cât de cool! Dar ce sunt astea mai exact? Panouri laterale! Grozave, nu? Nu am mai văzut ceva asemănător! Ei bine, aproape am terminat aici! Iar ecranul principal e la locul lui! Wow, Mario! Te-ai descurcat grozav când ai făcut chestia aia uriașă! Dar, din punctul meu de vedere, încă nu ești suficient de rapid! Serios? Ce o să spui de asta? Nu ne grăbim cu lipiciul fierbinte! 1, 2, 3 și hai să-i dăm drumul! Minunat! Ce altceva? Ei bine, sigur! Te-ai mai gândit la ceva? O să vezi! Hai să adăugăm niște decorațiuni cool! Ei bine, nici eu nu am stat degeaba! Privește aici! Ei bine, Sammy, ești un adevărat inginer! Dar pot să fac și eu ceva! Puțin aici... Și... Hop! Funcționează! De ce nu terminăm decoratul cu o panglică cool? Încă puțin...
Așa. Ha? Aha! Lipim aici. Apăsăm bine. Grozav! Wow! Și iată și logo-ul meu personal. Acum toată lumea va ști cine este meșterul aici. Oh, frate, haide! Oh. Cum așa? Mario era așa prins în cursă, încât nici nu a observat cât timp a trecut. Prieteni, cât de tare v-a plăcut clipul nostru de azi? Dați-ne un like și nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Da. Ne vedem mai târziu. Sunt eu, Mario! Poți să te dai la o parte? Nu ți-e rușine să preiei identitățile altor personaje? Și cine ești tu să mă judeci? De fapt, eu sunt Prințesa Peach! Da, tu ești Prințesa Peach așa cum sunt eu, Mario! Nu mă păcălești! Ha? Oh, da, nu sunt eu însă până nu-mi beau cafeaua de dimineață! Ești sigură de asta? Privește-mă! Cara asta e uriașă! Știu! Sfânt de plăcinte! Ești sigură că asta te ajută? Vei vedea! Așa mai merge! A trebuit să mă ascund în pădure după ce castelul meu a fost distrus de minionii lui Bowser. Oare tu mă poți ajuta? Te rog! Ai venit unde trebuie, înălțimea ta! Îți vom face o casă în cel mai scurt timp! Hei, Fiu! Avem materialele pentru noua casa prințesei? Nu mai țipa, te aud! Ups, da, scuze, să mergem atunci! În regulă, cred că avem aici tot ce ne trebuie! În primul rând vom construi fundația și pereții. Am decis să luăm texturi inspirate de Prințesa Peach. Ca instalator cu experiență, eu... Vrei să te oprești o secundă? Nu cred că trebuie să instalăm țevile mai întâi. Nu avem nevoie de ele. Serios? Da! Dar ne-ar prinde bine opinia unui tâmplar. M-a strigat cineva? Cred că o fereastră largă e o necesitate. Ce idee grozavă, Sammy! Exact ce ne trebuie! Nu sunt Sammy, sunt eu, Mario! Un instalator, tâmplar, reparator și meșter de cel mai înalt calibru! Tu nu ești Mario! Dă-mi aia! Prinde-mă dacă poți! În regulă, prieteni, pentru pervazul ăsta avem nevoie de o învelitoare mare și pufoasă. Ce moale e! Vreau să o și decorez un pic. O vom fixa chiar aici. Iar rama ferestrei e următoarea. Cu siguranță vom avea nevoie de multe perne moi pentru a face lounge-ul perfect. Iu! În sfârșit am scăpat de acea prințesă teribilă. Nu pot să încetezi să te mai dai drept, Mario. Trădare! Te credeam mai bună de atât, Susan. Lasă-mă în pace! Nu! Ajutor! Cred că nu mă pot aștepta la niciun ajutor azi. Să vedem ce mai e pe listă. Aha! E o perdea arcuită cu nori. Va pluti chiar deasupra ferestrei. Cred că acest arc se potrivește perfect și cu coafiura mea. Ce părere ai? Ai dreptate, iar covorul ăsta e pentru a-ți odihni picioarele obosite. Pare așa confortabil. Îmi vine să-mi fac o ceașcă de cacao și să mă învelesc într-o pătură. Hei, Fiu! A plecat? Și nu mai visa cu ochii deschiși? Aici se meșterește, de fapt! Serios? Bine, Sam! Deci ce urmează? Cel mai important lucru în orice casă! Un loc pentru bunătăți, normal! Ești bine? Da, totul e în regulă! Nevoie doar de o secundă, mă întorc imediat! Asta clar nu e o mișcare a lui Mario! Ok, asta e! Dă-ți jos mustața! Nu! Tu să-ți dai jos mustața! Prieteni! Ușor! Ce e neregulă cu voi azi? Încearcă să dormi într-un sac de dormit. Tu chiar ești o prințesă adevărată? Bine, Peach, vei fi fericită cu acest pat confortabil? Am auzit că prințesele au un somn foarte ușor și pot fi trezite de orice, chiar și de un pop de mazăre sub saltea. Poftim! Chiar așa? E vremea răzbunării, Peach! O să primești un pop de mazăre. Un cadou de la mine. O,
atât de drăguț! Patul ăsta pare așa confortabil! Asta te va învăța minte! Nimeni nu-mi ia mustața! Oh, prețioasa mea! Semi, te porți urât! Ia început! Oricum, rămâi concentrată, Siu! Ciop, ciop, avem multă treabă de făcut! Eu să rămân concentrată? Ei bine, nu eu! Lucrez mult prea încet astăzi! Știi ceva? Mult noroc la terminarea casei! Am plecat de aici, oricum mă gândeam la vacanță! Siu, fă asta, Siu, fă aia! Oh, la ce te uiți? La asta! A fost una bună, nu? Bine, nu-i nimic! Voi două nu sunteți oricum de ajutor! Nu am nicio problemă în a meșteri singur! Asta ar trebui să meargă aici! Le arăt eu lor! Constructori! Ca și cum! Mă simt foarte bine aici de unul singur! Sunt absolut incredibil de bine! Sper că nu a văzut nimeni asta! Ce nemiloase sunt! Eu sunt aici cu dureri și ele doar râd! Floare la ureche, privește aici! Sunt cel mai bun, cel mai bun! Semi, ești bine? Eu am reușit, Siu! Am construit casa aia de unul singur! Acum e gata! Privește! Despre ce vorbești? Oh, ce mizerie! Ce? Cum? Dar eu nu înțeleg! A fost un vis? Nu! Siu, te rog, întoarce-te! Nu pot face acest proiect singur! Te implor, ajută-mă! Bine, dar am o condiție. Ar trebui să te împaci cu Peach. E grozav odată ce ajungi să o cunoști. Siu, m-ai chemat! Bună, Sam! Ce? Niciodată! Ai auzit ce a spus despre ustața mea? Ori asta, ori plec în vacanță până la sfârșitul anului. Bine, în regulă, ne-am înțeles. Excelent! Aici vom avea un dormitor pentru oaspeți. De aceea trebuie să facem o canapea mare și moale pentru ca oaspeții să se simtă confortabil. Iată, regele în casă! Un joc de cuvinte intenționat! Oh, aici erai! Sam! Ascultă, dacă ne împăcăm, casa ta va fi gata mult mai repede! Bine, dar tot nu primești asta înapoi! Ce încăpățânată e! Acum clar există suficient spațiu pentru toată lumea! Oh, e o casă așa frumoasă! Dar o să-mi lipsească atât de mult vechiul meu castel! Iată de tine! Îți promit, casa asta te va face să te simți ca acasă! Ei bine, bineînțeles! Mă uit la ea și mă simt ca și cum... Stai așa! Ca și cum ar fi casa mea! Nici o grijă! Sunt în regulă! Vezi? Lucrurile merg mai repede când mă ajuți! Ce priveliște! O priveliște cu adevărat regală! De acord! Ce altceva trebuie să facem? Rafturile în formă de turnuri de castel, pentru a-ți oferi un loc în care să-ți depozitezi toate gențile și pantofii! Uite așa! Iată steagurile aurii pentru vârful turnurilor! Această casă va fi văzută din spațiu! Iată tot ce dețin! Auci! Oh, sunt așa împiedicată! Nu-ți face griji, Peach! Voi găsi un loc pentru fiecare dintre lucrurile tale! Grozav! Dar pot să adaug ceva! Wow! E cel mai tare castel! Sfinte plăcinte! Sunt așa multe ciuperci! Poți să ne arăți cum faci asta? Te rog frumos! Îți voi da un adevărat impuls, Mario! Nu, nu, nu-i nevoie! Eu nu sunt Mario! Ajutați! Vine după mine! Ascunde-mă, Suzy! Oh, asta e o idee de decor minunată! Va arăta foarte bine aici! Prostuțul de Semi e speriat de o floare! Nici măcar o masă regală nu se poate lipsi de scaune! Să le facem din plastilina aerată! Nici măcar nu arată ca un... Sfântă mozzarella! Bine, ai câștigat runda asta, Siu! Uite, cum pariu că nu ai mai văzut niciodată o scară ca asta! Am făcut-o chiar eu! Ai grijă, nu o strica! Oh, e așa drăguță! Și asta e! Am terminat! Am
Apropiați-vă de ecrane și bucurați-vă! Loc. Stai să... verific! Oh, nu! Te-am prins! Am fost aproape! Peach, e alunecos acolo? Ai putea fi mai atentă! Huh? Alo? Ce e neregulă cu ea? M-am înșelat, Sammy! Mustața asta chiar ți se potrivește! Mersi, cred! Ce? Ce? Ce vrei de la mine? Oh, Sammy! Stai, oprește-te acolo! Oh, Sammy! Hei, ia-o înapoi! Nu am nevoie de mustață! Încercează-te! Iar începem! Prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi! Dați-ne un like! Nu uitați să vă abonați și alte chestii! Și pa! Vino înapoi! Pa, pa, tuturor! Siu, ce ar trebui să facem? Îmi pare rău, dar ești prea moale! În diferite moduri! Următorul! Îți vei folosi coada pentru a muta pietre? Următorul! Se pare că nu mai avem candidați pentru înlocuirea lui Steve. Am avut interviuri cu ei toată ziua. Nu am avut timp nici să mă joc. Hei, uite! A lucrat ca instalator, a petrecut ani de zile pe pașiști verzi, sărind și luptând împotriva ciupercilor diabolice. Ha? Lasă-mă să văd! Sună promițător! Hai să-l luăm! Nici măcar nu știi cine este? Ce? Toată lumea știe acest personaj! Hai să construim un joc! Haide! Ok! Hei! Sari! Încă o dată! Ok! Grozav! Suzy, concentrează-te! Trebuie să construim jocul ăsta înainte să ajungă candidatul! Ok! Hai să începem! Ce ar trebui să facem mai întâi? Vom desena două cercuri mici pe bucata asta de carton! Gata! Cred că știu ce urmează! O să le decupăm! Suzy, știam că-mi poți citi gândurile! Suntem echipa perfectă! Prieteni, aveți grijă cu bisturiul! Rugați un adult să vă ajute dacă aveți nevoie! Sam mi-a spus un secret! Avem nevoie de două dintre astea să întindem lipiciul pe partea interioară! Pac! Ușor! Apoi vom lipi cele două piese împreună și le apăsăm bine așa! Le fixez eu, Suzy! Lasă-mă pe mine! Acum le vom pune pe această bucată pătrată de carton. Uite așa! Asta o să fie baza pentru terenul nostru de Minecraft. Dar nu e de ajuns doar una? Hai să punem o piesă la fel și pe partea cealaltă. Sammy, dar candidatul nostru nu a mai jucat Minecraft. Cum o să rezolvăm asta? Floare la ureche! Vom face un mecanism care îl va ajuta să se acomodeze. Hei, adu-o înăuntru! Mersi, prieteni! O să vă răsplătesc mai târziu. Trebuie doar să împingi tubul lung prin cel scurt. Oh, văd ce vrei să faci! Vom fixa acest tub pe pereți. Uite așa! Mai facem una? E deja gata! Prieteni, urmăriți din nou aceiași pași! Acum o putem mișca la stânga, iar apoi la dreapta. Cool, nu-i așa? Da, se pare că avem nevoie de un motor pentru a face acest mecanism să funcționeze. Îți bați joc de mine? Nu doar de unul, ci de două motoare, precum și de alte lucruri. Privește aici! Wow, ce neașteptat! Două motoare, baterii și o unitate de control la distanță. Fiecare motor va mișca o bucată diferită de carton. Întâi vom fixa bobina, iar apoi îl lipim de bucata de carton cu două fețe. Motorul e de mărimea potrivită! Sunt un geniu! Deci, cum se va mișca această platformă? Să punem un fir la bază. Facem mici găuri în pereții laterali și îi întărim cu piese din lemn. Apoi, trecem un fir prin ele. Totul merge conform planului. O să sun candidatul. Dar mai întâi, Suzy? Ia asta! Legă un fir în jurul bobinei. E ușor! Prieteni, hai să mai învârtim de câteva ori ca să fim siguri. Acum vom fixa două bucăți de bandă dublu adezivă pe platformă și o vom pune deasupra tuburilor de plastic. Astfel. Nu răspunde, Suzy! Ce să facem dacă nu vine? Nu-ți face griji, Sammy. Am un plan B pentru genul ăsta de urgență. Atunci.
Atunci eu ar trebui să am planul A, J, U, T, O și R pentru orice eventualitate. Sfinte plăcinte! Sunt un surfer născut! Încă o dată, Suzy! Auci! Semi, ești bine? Nu ai de ce să-ți faci griji! Am fost în culise să aduc piesele astea! Pune super glue pe aia și întinde-l bine! Uite așa, din două piese facem una! Vom mai pune încă o piesă ca asta pe partea opusă! Noi măsuri de siguranță, ha? Promit să nu mai alunec din nou! Uite, așa! Am încredere în tine, dar le-am făcut special pentru proiectul ăsta! O să-ți arăt puterea mea de slime! Ha! Gata! Impresionant! Prieteni, dați-i lui Semi un like! Merită! Partea mea pare puțin plictisitoare acum! Semi, mi-ai furat momentul de glorie! Am ceva care să te înveselească! Poftim! Mersi, amice! Hai să fixăm motorul pe bucata de carton! Prieteni, priviți! Platforma asta seamănă mult cu cea mare, nu-i așa? Da, deci trebuie doar să repetăm pașii anteriori, floare la ureche! Nu-i așa, Siu? Aha! Prieteni, toate testele sunt gata! Mecanismul funcționează perfect! Și am atașat modulul bateriei și placa folosind bandă dublă adezivă. Bună treabă! Ce e? Un magnet? Nu! O să mă tragă după el! Ajutor! Semi, ai jucat perfect, ca de obicei! Mersi! Prieteni, știți că slime-urile nu sunt atrase de magneți, nu-i așa? Deci, se poate atrage un slime așa uimitor ca tine? Să mă gândesc! Cartonul, cu siguranță, suntem meniți să fim împreună! Oh, te rog, lasă-mă să intru în clubul tău pentru carton! Știi, și eu lucrez bine cu cartonul! Iar piesa asta merge chiar aici! Atunci presupun că nu te superi dacă te ocupi și de piesa asta! Ești un slime mic și șmecher! Se pare că nu am încotro! Hai să mai adăugăm niște piese! Wow, a funcționat! Sfântă mozzarella! Arată cool! Abia aștept să văd totul în acțiune! Da, și eu! Păcat că mecanismul va fi ascuns sub capac! Hei, vrei să spui că l-ascundem chiar acum? Ei bine, asta ar trebui să fie următoarea etapă! Nu avem de ce să amânăm! De fapt, nu am ales încă modelul pentru decor! Da, e o alegere grea! Se pare că încă mai ai timp să te bucuri de mecanism! Sunt un geniu! Prieteni, ce părere aveți de modelul ăsta cu iarbă? Ar putea fi potrivit pentru stratul superior! Hei, Suzy! Te super dacă mă mai dai odată pe platformă! Prieteni, lăsați-ne un minut! Rămâneți cu noi! Siu e un adevărat desastru! Ce pajiște verde ai crescut aici! Mersi! Acum arată ca un bloc de iarbă din Minecraft! Pip, pip, eroare! Siu a uitat să adauge pământ pe margini! Ups, ai dreptate! Uite, stai să rezolv asta! Pac! Privește, apare! Acum oprește-te! Wow! Bună treabă! Prieteni, dați-ne un like dacă sunteți de acord! Se pare că ai uitat de teribilul dezastru! Suzy, instalatorul nostru ne-a părăsit! Ce vom face? Semi, adună-te! Ține astea bine și nu te mai agita! Ți-am spus, am un plan B! Dar mai întâi ar trebui să terminăm decorarea terenului! Ok, am încredere în tine și am fixat magneți pe cuburile astea! Grozav! Hai să creăm un loc de muncă adevărat pentru muncitorul nostru! Semi, au început să-ți crească ciuperci pe spate! Am decis să mă dedic naturii! Poate voi fi primul slime care își schimbă stilul de viață! Up! Wow, calmează-te! Nu ar trebui să mă lași, știi? Nu-ți face griji! Cu siguranță terminăm proiectul ăsta mai întâi! Bună, Mario! Prieteni, deja ați recunoscut oaspetele nostru deghizat, nu-i așa? Mario e unul dintre cele mai celebre personaje din toate timpurile! Cu siguranță părinții voștri ar putea să vă spună multe despre el! Oricum, versiunea noastră e superioară celorlalte! Acest Mario are un magnet sub picioare! Da, asta e ultima versiune pe care nu o veți găsi nicăieri! Acești magneți îl vor ajuta pe Mario să se miște și să ridice obiecte! Iar șapca lui nu e completă fără cozoroc! Iar cozorocul e al meu! Nu poți face nimic! Ajutor! Am fost jefuit în mijlocul zilei! Ar fi trebuit să fii mai atent! Acum e prea târziu, iar terenul nostru de Minecraft e gata! Mario e la locul lui! Deci, începem? Poate-mi pierdu șapca, dar Mario e sub controlul meu!
stai! Nu acolo! O sfinte tibidaba! A fost pe aproape! Se pare că Mario e sălbatic! Încearcă să-l miști ușor data viitoare! Haide, amice, poți să faci! Încă câțiva pași! Sfinte plăcinte! Mario, am reușit! Chiar ai ridicat cubul! Acum trebuie doar... Hei, nu te duci acolo, domnule! Hei, te avertizez! Felicitări, Sammy! Ai îndeplinit prima misiune! Dar nu a făcut-o așa cum trebuie! Nu ar trebui să-l plătim pentru asta! Ok, nu vorbeam serios! Te rog, hrunță-mă! Sammy, Mario voia să taie lemne! Te-ai păcălit singur! Întoarce-te! Dacă nu, Mario o să-mi dea mie cadoul tău! Bine, dar dacă mă urmărește cu un topor în mâini, o să... e o floare! Ce drăguț! Mersi, amice! Prieteni, dacă nu ați făcut proiectul împreună cu noi, haideți să vedeți ce ați ratat! Ziua de lucru s-a terminat! Mi se pare că am muncit toată ziua! Întâi acele interviuri, apoi am lucrat la proiect, iar după asta... Da, Siu! E grozav, Siu, dar am nevoie să mă ajut cu tema! Te rog, trebuie făcută azi! Ok, altceva? Apoi vom face cina, vom spăla vasele, iar apoi ar trebui să-mi citești puțin! Îmi pare rău, prieten, trebuie să evadez! Ziua asta nu se mai termina! Siuzi, nu am terminat! Ups, sunteți încă aici! Prieteni, nu uitați să vă abonați și să dați like acestui clip! Pa! Gata! Nu acum! Treci la treabă! Tableta idiotă! Rock, ce s-a întâmplat? Ai terminat? E rândul meu! Nu mai am baterie la tabletă, iar Siu a luat încărcătorul cu ea! Haide, ai uitat? Ne-am făcut propriul Roblox! Așa e! Mersi, Sammy! Ar trebui să ne jucăm acum! Să mergem! Da, ce cool! Bună tuturor! Astăzi eu sunt gazda voastră, Roger, expertul mondial în Roblox! Avem o colecție de mini-jocuri! Hai să ne uităm la toate! Întâi, ținuta! Ne vom transforma avatarul! Poate ar trebui să poarte o rochie! Ce părere ai, Sammy? Hai să adăugăm o perucă, care să se potrivească! Totuși, parcă lipsește ceva! Probabil o coroană! Uite-o! Ai făcut o prințesă chiar frumoasă! Ți-am spus că sunt un geniu! Da! Atunci hai să scăpăm de ținuta asta! Arată-mi ce poți să mai faci! E ușor! Acum hai să transformăm avatarul într-un tip dur pe nume Bruce! Crezi că am terminat? Nici gând! Ce altceva mai avem? Oho, uite-te la asta, slime-ule șmecher! Dar nu las atât de simplu! Privește aici! Sfinte plăcinte! Poate să fie asta avatarul meu? Cum vrei tu? Uite cine mai e aici! Eu controlez ochii monstrului! Stânga-dreapta, stânga-dreapta! Un monstru! Așadar! Nici măcar nu am o armă! Nu ai nevoie de una! Hai să căutăm împreună litere! Sfinte Parmezan! Ne-au găsit! De aici! Monstrul nu-l va găsi aici pe Bruce! Asta e! Super! Monstrul nu se mai uită! Să continuăm! A, B, C, D, E, F.
Wow, ai găsit toate cele 6 litere! Foarte bine! Ha! Și acum urmează un alt joc! Vom transforma ingredientele în mâncare din hârtie! Deja mi-e foame! Totuși, nu avem bucătărie! Stai! Achiu! Cum ai de gând să gătești? Uite, am pus morcovi în presa asta! Iar acum avem piure de morcovi aici! Mmm! Să încercăm și cu celelalte! E prima dată când văd o astfel de mâncare? E ceva cool? Hai să întrebăm un expert! Uite, încearcă puțin! Vine aici, micuțule! Bruce are nevoie de asistență! Haide, o să-ți arăt mâncarea mea preferată! Ok, acum Sammy face pe ghidul culinar! Rock, ți-am adus banii! Te vom încuraja împreună! Privește cum fac asta supereroii, așa ca mine! Trebuie să punem toate becurile la un loc, iar apoi putem găsi cheia! Iată cheia! O vom folosi în runda următoare! Următorul joc, te rog! Deschide! Bingo! Intrăm în operație! Să ieșim de aici! Nu te poți uita la așa ceva! Ce e acolo? Un creier într-o cușcă? Ha, ce ciudat! Ești un medic fără mânuși! Asta e chiar ciudat! Haide, Sammy! E doar un joc! Oh, creierul plânge! Ar trebui să scăpăm de tot ce-l supără! Ce avem noi aici? Oh, e groaznic! Rock, uite tot ce ai nevoie! O inimă, o minte limpede și o trusă de prim ajutor! Ia totul deodată! După ce operația se termină, pacientul nostru are nevoie de o injecție cu veselie! Da, mă ocup de asta! Uite așa! Ei bine, deja pare mult mai vesel! Să punem creierul la loc! Uite, monstrul nostru a început deja să zâmbească! Deci, de ce e Bruce aici? Eu l-am dus la frigider! Avatarul ăsta e Prada! Miam, 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 miam! Groaznic! O să mi se facă rău! Roblox nu e la fel de vesel ca... Wow, de fapt chiar sunt bun la jocul ăsta! Vă plac board game-urile? Atunci dați-ne un like! Uite, Bruce trebuie să ajungă la ieșire! Iar eu am propriul zar special! Aruncă! Sigur că da! Iar acea ușă nu va lăsa monstrul să scape! Prieteni, să ne întoarcem la etapa de artizanat! Vom începe să facem cartea de jocuri Roblox prin desenarea monștrilor! Să-i decupăm și suntem gata! Mai am câteva piese pentru copertă! Ai nevoie de ele, nu-i așa? Da! Baza e gata! Trebuie doar să fixez piesele! Și le voi controla la fel ca în Roblox-ul adevărat! Să-i dăm drumul! Acum putem trece la crearea paginilor de joacă! Stați puțin! Grozav! Sunt Avatar și trăiesc în Roblox! Unde-i casa mea? De ce nu e gata? Pot să te văd, Sam! Iar acum, Sammy, e rândul tău! Suflă în tubul ăsta din hârtie și vezi ce se întâmplă! Ok, o să încerc! Vezi, te-ai descurcat bine, chiar dacă era un truc nou! Aproape am uitat! De fapt, ăsta e avatarul meu! Ar trebui să specificăm asta! Iată următorul nostru joc!
Vom desena mai întâi terenul de joacă. Din moment ce e Robloxul tău, o să-mi fac și eu un joc. Vei vedea! Oh, mă lași să-l văd? Nu am terminat încă, ai puțină răbdare. Uite ce am aici, e grozav, nu-i așa? Wow, ce monstru cool! Știu unde să-l ascundem, îți arăt mai târziu. Din moment ce ai terminat, mă poți ajuta cu coloratul. Floare la ureche, coloratul e specialitatea mea. Gata, uite ce bine a ieșit. Nici nu mă îndoiam, un truc mic și perestrele sunt gata. Să fixăm terenul pe bază și să continuăm. Aproape am uitat, ar trebui să ascundem comorile înăuntru. Închide ferestrele! Woohoo! Sunt Super Sam! Sammy, ne lipsește un răufăcător principal pe tabla de joc. Acum ochii monstrului se pot mișca, vom urmări pe toată lumea. Iar avatarul se va ascunde în cutia asta. E sigură de postul ăsta? Ai verificat? Gândești prea mult! Să trecem la următorul joc! Ai văzut următoarele piese de care avem nevoie? Am vrut să le refac! Dar nu cred că le nimeresc! Dar sunt perfecte! Ăsta e tubul perfect pentru o presă de gătit! Vom vopsi interiorul portocaliu și am terminat cu ea! Ei bine, atunci eu o să mai fac niște piese! Sigur, fă asta! Nu mă deranjează ajutorul tău! Vom termina presa. Asta e! Acum putem face mâncare din hârtie. Deci, 1, uite așa, 2, greșit! Era mai ușor și rapid în Roblox. Sammy, ai făcut o treabă grozavă. Uite, se potrivesc foarte bine. Hai să punem bolurile sub ele pentru păstrarea mâncării. Vom ascunde elementele jocului înăuntru. Dar, toată lumea! Vreau să încerc ceva. 1, 2, 3, privește-mă! Dar ce ar trebui să păstrăm înăuntru? Uite, voi desena niște semne de întrebare. Ai uitat? Trebuie să pui ingrediente sub capace. Desigur! Sammy are o memorie impresionantă. Asta e, mi se face foame. Să mergem să luăm niște gustări. Sigur că da! Prieteni, rămâneți cu noi! Ne întoarcem imediat! Urmează jocul cu numele de cod, prinde becul! Iar eu deja am pregătit piesele pentru el, ca tu să economisești niște timp! Să vedem ce ai aici! Monștri, becuri, cârlige și o cheie! Acum tot ce trebuie să facem e să le îmbunătățim puțin! Să facem mânerele din tuburi din cauciuc! Cât timp rog, meșterește! Eu am hotărât să fac puțină cercetare științifică! Oh, de ce nu-mi spui și mie despre asta? Trebuie să pui becul de mărină potrivită aici pentru a prinde lumina. Da, am înțeles asta. Acum pot fixa panoul? Hei, încă n-am terminat! Mai bine ne arăți cum să facem asta în timpul jocului. Uite, îți fixez panoul ca să nu cadă. Iar acum voi pune becurile în el. Și iată, funcționează! Plăcinte, becurile chiar se prind! Sigur că se prind! Mare om de știință, Sam! Nu mă îndoiam de asta! Asta înseamnă că pot face un alt experiment! Hai să creăm ceva interesant! Phew! E greu să fii om de știință! Ce ai aici? Oh, grozav! Ai piesele pentru jocul cu medicul! Dar unde e pacientul? Oh, nu! Greșeala mea! E și el aici! Voi pune zâmbetul pe fața monstrului! Uite așa! Nu are creier? Atunci nu o să fie foarte isteț, știi? De ce ai spus asta? Uite creierul! Meșteresc la el chiar acum! Op! Și asta e în interiorul lui! Acum ne putem juca cu el! Vom pune creierul într-o cușcă ca să nu poată evada! Roger! Roger! Dă-mi creierul! Ești un zombie prea cool! Voi ascunde creierul de tine! Să punem și restul pieselor pe pagina de joc! Oprește-te, bestie! Nu-l ataca pe Sam! Am altceva pentru tine! Am acest biet avatar chiar aici! Te-am prins, uriașule! Încă un detaliu final și e gata! Ce faci acolo, Sammy?
Ce dificil e cu monștrii ăștia! Sunt obosit! Atunci odihnește-te! Eu voi lipi restul pieselor la locul lor! Ne-a mai rămas un singur joc! Unul dintre preferatele mele! Poți ghici care e? Încerc! Board game-ul cu zar! Așa e? Bingo! Dintotdeauna am vrut să desenez unul chiar eu! Îmi place rezultatul! Stai să te ajut! Uite ce slime șmecher! Mersi, Sammy! Cu plăcere! O să-l lipesc chiar aici! Ar fi păcat ca o asemenea frumusețe să se piardă! Mă ajuți cu ușile? Încerc, dar nu mă pot hotărâ pe care să o folosesc! Astea două se vor potrivi perfect! Doar le lipim împreună astfel! Și le punem în spațiul pentru ușă! Vom avea o ușă care se ridică! O voi pune la linia de sosire! Rag, suntem gata să testăm jocul! Noi vom fi primii concurenți! Sammy, ești pe lista de așteptare! Ocupați-vă locurile! Ne ocupăm de ultimele detalii! Acum, hai să începem jocul! Ei bine, atunci hai la treabă! Uite, ți-am făcut un zar special! În sfârșit! Bine, începem jocul! Să-i dăm drumul! Haide, ok! Acum tu mergi aici! Suntem aproape de linia de sosire! Hei, Rock! Am găsit un alt încărcător în lucrurile mele! Uite așa! Vom bate acel monstru! Rock, îți încarci sau nu tableta? Sammy, stai! Aproape am câștigat! Bine atunci! Rock e un pic prea entuziasmat! Dacă și vouă vă plăcut proiectul la fel de mult ca nouă, atunci dați-ne multe like-uri! Pa, pa! Deci, o să păstrez tăcerea în continuare, Sammy! De unde ai luat chestia asta? Sunt ochi și urechi! Nu-ți spun nimic! Of, sunt mut ca un pește! Nu degeaba te cheamă șmecherul Slime Sam! În cazul ăsta sunt nevoită să iau măsuri drastice! Oprește-te! Nu! Te rog, stai! Suzy, stai! Oprește-te! Ai pierdut proba asta, joc încheiat. Și eu care credeam că păstrarea secretelor e cea mai bună opțiune. Știi, am o idee mai bună în minte. Hai să te dezlegăm și să vedem ce e. Salutare, călătorilor! Azi o să facem un cufăr unic. Fanilor Gen și Impact o să le placă sigur. Din ce e făcut? Metal, sticlă sau perle? Sunt pregătit pentru orice situație. Mă bucur pentru că principalul nostru material pentru proiect este cartonul. Sfinte Electro! Nu mă așteptam la o propunere atât de trivială! Crede-mă! Rezultatul final nu o să te dezamăgească! Pare cam mică pentru toate secretele mele! Pot să-mi dezvălui și mie câteva secrete dacă vrei, nu mă supăr deloc! Nu-i nevoie! Le-am împărtășit deja o treime urmăritorilor mei de pe TikTok! Prieteni, pregătiți-vă! Suzy o să vă prezinte un mare boom! Sammy, ai grijă! Scuze, nu l-am ținut eu bine! Of, s-a terminat bateria! N-a filmat nimic! TikTok-ul poate să aștepte! Nu mai fi atât de agitat și uită-te la piesele astea! Upsi, cum te-am ajuns aici? Hai să le colorăm cu mov! Nu uitați de mănușile de protecție și puneți-vă masca! Vopseaua spray e perfectă pentru asta! Wow! Ia uitați! Ce mov intens! Fix ca în Genshin! Îmi place la nebunie! Dragilor, cufărul are formă dreptunghiulară, deci
pereții laterale o să fie un pic mai scurți. Hai să-i lipim! Nu uitați că lipiciul e cald! Sau altfel nu s-ar fi numit lipici cald! Semi, ți-e fric? Purtatul unei eșarfe în casă e... E un banner, nu eșarfă! Nu înțelegi tu trendurile din Teyvat! Oh, da! Hai să vorbim despre asta! Dragilor, voi ați mai auzit de Genshin Impact? Dați un like atunci! Sunt în căutare de tocilar Genshin! Semi, deja arăți ca un personaj iconic din Genshin? Ha? Despre ce vorbești? Sfântă viziune! Cineva s-a jucat prea mult Genshin în ultima vreme? Semi a început să aibă viziuni! Nu văd nimic! Ups! Gata! Semi o să se întoarcă și putem termina capacul! Scuturăm bine! Se consideră o geoabilitate în Genshin? Ești spune un nou craft element! Suzy te-aș face personaj principal în joc! Mă flatezi! Mersi, eroul meu! Ți-aș da toate cuferele Teyvat! Nu am nevoie de toate, doar de asta! Așa că hai să terminăm mai repede! E gata! Dar oricine poate să-mi fure ușor toate nestematele de aici, nici să nu mai vorbim de cele mai ascunse secrete! Atunci hai să folosim viziunea ca să-i punem un sigiliu cufărului! Care element îți place? Pot să-l aleg eu? Poate hidro? Sfinte plăcinte! Hai să alegem altceva, ăla-i prea ud! Presupun că omitem hidro și alegem electro atunci. Semi, ești de acord? Normal! Slavă tipidaba că sunt reziste la apă! Și uscat! Vrei 5 nestemate pentru astea? Prea scump! Ok, ce zici de astea aurii? Ha? Tot nu sunt impresionat! Nu te pot convinge! O să vezi mai târziu cât sunt de importante! Apropo, ai creat designul final pentru cufăr? Mă gândesc acum la el! Of, ce de opțiuni! Oh, da, ești atât de ocupat! Deci, dacă nu te deranjează, aș vrea să adaug și eu niște decorațiuni! Ua! Dorința deblocată! Adică, îți urez noroc, Suzy! Măi, se pare că avem libertate totală în a alege designul! În sfârșit te-am găsit, draga mea diaconiță! Poftim, ia toate nestematele mele! Bun, așa! Stai puțin! Semi, terminat! Pământul către Semi! Despre ce diaconiță vorbești? Ok, Google! Să vedem cine-i diaconița din Genshin Impact! Sfinte tipidaba, o cheamă Barbara! Ce drăguță e! Semăn cu ea? Ești blândă și grijul e și toată lumea te iubește! De ce alte motive mai ai nevoie? Wow! Aș vrea să am o carte de vrăj așa de frumoasă! Dragilor, o să îmbinăm diverse design-uri Genshin în creația noastră! Cartea de vrăj a Barbarei și o paletă cromatică electro! Mâinile sus, Semi! Cu ce-am greșit? Gândim la fel! Modelul ăsta e identic cu cel de pe carte! Ai mai multe? Diverse chestii! Alege orice vrei! Fac cinste! Dragilor, folosiți șabloane din hârtie ca să desenați conturul pe o bucată de carton! Aveți nevoie doar de o mână fermă și un creion ascuțit. Un slime se poate descurca și cu asta. Dă-mi mie, Suzy. Nu te grăbi, Semi. Pot să fac singur? Absolut. Gata, ți-am zis. Poți să decupezi tu. Suzy, unde ești? Nu, am nevoie de ajutorul meu aici. Suzy, întoarce-te! Ce faci, Semi? Am fost doar să-mi iau ceva de băut. Slavă celor 7! Mă ajuți cu asta? Te rog! Dragilor, puteți ruga un adult să vă ajute cu partea asta? Au mai rămas niște șabloane. Ne vom ocupa de ele rapid. Cât de rapid? Trebuie să văd eu! Ok, sunt gata! Acum priviți cu atenție! Hop! Sac! Și pac! Și poftim! Nu așa ar trebui să folosești puterea zeilor? Atunci hai să profităm de ea! O pauză! Dragilor, uitați ce culoare vibrantă! Poftim! Ți-am adus mai multă hârtie, Susan! Aș putea fi de acord cu violetul, dar maro, Semi a încurcat totul! Ce? Nu! Am decis să fac niște schimbări! Nu trebuie să copiem totul! Ai dreptate! Dragilor, folosiți-vă mereu imaginația! Sfinte plăcinte! Semi, n-am zis să-ți folosești creativitatea ca să aluneci pe hârtie colorată! Am meritat să încerc totuși! Am lipit modelele pe hârtia colorată, apoi vom decora tot cufărul cu ele!
Minunat! Unde e lipiciul? O să-l folosesc pe post de armă. Ai grijă, domnule, sau o să te lipești într-o astfel de bătălie inechitabilă. Of, am dat greș. Nu faceți și voi aceleași greșeli, prieteni. Ok, acum putem să începem să ne decorăm cufărul. O să arate magic. Uite prima decorațiune! Așteptam momentul ăsta de ere întregi. Câți ani ai tu de fapt, Semi? Ok, hai să rămână secret și asta. O să păstrez și acest secret în cufăr, deci trebuie să-l protejez. Așa, nu o să-l divulg. Am strâns niște aur. Ce geniu sunt! Vorbește normal, am uitat deja de secretul tău. Slavă Tibitaba, aer proaspăt! Lasă-mă să te ajut cu aceste comori și ultima decorațiune e a ta. Mersi! Hei, mi-ai luat toate monedele Genshin! Ce truc malefic! O să-ți dau una dacă termin decorarea rapid. De acord? O să fie gata într-o secundă! Muchiile aurii sunt obligatorii aici. Ia-o pe asta! O să te zdrobesc! Of, e epuizant să fiu un personaj de joc! Mă doare gâtul de la atât am urmărit! Trebuie să te odihnești, nițel! Stai liniștit! Viziunea ta o să ne fie de folos! Și de acum înainte, secretele și comorile tale o să fie în siguranță! Ah, în sfârșit! Pot să le nevesc nițel înăuntru? Vreau să mă simt și eu în siguranță! Ua! Închide cufărul său! Sigur, și după ce te-ai odihnit, decorațiunile o să fie gata! Dragilor, priviți! Hai să punem niște nestemate pentru un plus de protecție magică! Interesant! O să-mi pot folosi vrăjile aici? Și ultimul detaliu! Acum hai să ne trezim slime-ul! Wow! Chiar merge magia mea? Am învățat și eu niște trucuri! Prieteni, hai să ne mai admirăm creația încă o dată! Bine! Încă un secret, Michitel. Ăsta a fost ultimul, pe cuvânt. Hei, mă jucam totuși. Prieteni, acest cufăr Genshin conține cristale magice secrete și chiar și mai mult. Dar încercați să nu-l umpleți chiar cu tot ce aveți prin casă. Dați-ne un like și nu uitați să vă abonați. Pa, pa! Pe curând, dragilor!